Slăvit să fie Domnul! Vă salut cu harul și cu pacea Domnului, frați și surori! Ne bucurăm că și în dimineața aceasta putem să fim împreună, putem să fim împreună în părtășie, într-o zi specială, o zi specială pentru că ne întâlnim unii cu alții, ne vedem fețele în modul acesta și specială pentru că putem să stăm în părtășie cu Domnul prin Duhul Său Cel Sfânt care ne unește în cuvântul Său în Biblie. Aș vrea pentru dimineața aceasta, împreună cu dumneavoastră, să ne uităm la textul pe care îl folosim în această duminică, din Ioan, de la capitolul 20, de la versetul 24 până la versetul 29, și anume este vorba despre textul în care Isus se arată și lui Toma. Vă sfătuiesc să-l citiți în întregime dumneavoastră, acasă, iar eu voi citi doar versetul 28 și versetul 29. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Avem textul acesta în această duminică, care în popor se numește Duminica Tomii, sau lui Toma, i se mai spune Toma Necredinciosul, S-au făcut multe predici despre Toma, despre credință, despre necredință, însă aș vrea în dimineața asta, împreună cu dumneavoastră, știind textul acesta, știind întrebarea, să ne uităm la trei lecții practice pe care le vedem din acțiunile acestui ucenic a Domnului Isus Toma. Și aș vrea să ne uităm pentru că se potrivesc foarte bine în viața noastră. Și dacă Dumnezeu le lăsat pe paginile Sfintei Scripturi și textul acesta, l-a lăsat tocmai pentru ca eu și dumneavoastră să putem să căpătăm din el învățătură, mustrare, îmbărbătare, încurajare, fiecare în domeniul în care se găsește. Ne uităm în textul acesta pe care îl știm cu toții și prima lecție pe care o vedem de la Toma este Hai la casa lui Dumnezeu. Lipsa de la casa Domnului, de la părtășie, te sărăcește de binecuvântări. Dacă ne uităm un pic mai în sus de versetul 24 și anume de la versetul 19 până la versetul 23, vedem că chiar în ziua în care Domnul Iisus Hristos s a înviat din morți, s-a dus și s-a arătat ucenicilor. Însă ne spune textul că Toba nu era acolo. Cu alte cuvinte, el a pierdut o binecuvântare. Nu se știa în viața lui la vremea respectivă dacă va mai apuca o altă întâlnire în care să-l vadă pe Domnul. El a pierdut în ziua aceea pentru că nu l-a văzut pe Dumnezeu. Știți, acum noi suntem în perioada aceasta în care nu ne putem strânge la casa Domnului. Cred că fiecare dintre noi ne-am dat seama că nu iubim suficient strângerii de la casa Domnului și că ar trebui mult mai mult să apreciem ori de câte ori suntem sănătoși și ori de câte ori ni se dă voie ca să ne ducem la casa Domnului. Și să lăsăm deoparte toate piedicile astea așa puerile, așa care le punem noi pentru a sta acasă, pentru un motiv sau altul, mai mult sau mai puțin întemeiat. Vedeți, Toma, probabil când i-au spus, l-am văzut pe Domnul, a zis, ce, ce greșeală am făcut, un pic dacă venea mai repede, îl vedeam și eu. Știți, mă gândeam că atunci când se va da iarăși drumul și vom putea să mergem la casa Domnului, cred că așa de bucuroși vom fi. Probabil că prima oară când vom merge nu ne vom mai da plecați și am vrea să stăm acolo, să zicem și noi ca și, ca și David. Aș vrea să locuiesc până la sfârșitul vieții în casa Domnului. Și știți ce? Mă mai uit la binecuvântarea pe care o pierdut-o Toma în acest moment. Când vine el și ucenicii îi spun că a fost Domnul acolo, binecuvântarea de care au avut parte spune: Am văzut pe Domnul. Versetul 25. Am văzut pe Domnul. surori, care sunt binecuvântările pe care le așteptăm să le vedem când venim la adunare? Știți, mă gândesc la ucenici, ei stăteau acolo, înăuntru, cu ușile încuiate, și dintr-o dată s-au trezit cu Domnul în mijlocul lor. Ar fi putut să-i spună la Toma, vai Toma, să vezi ce binecuvântare, să vezi cum a intrat Domnul prin perete și dintr-o dată a fost în mijlocul nostru și cum a strălucit și cum ne-a vorbit și cum am pus mâna în coasta lui și noi eram cu ușa încuiată. Extraordinar, o minune de noi mai văzut așa ceva. Dar binecuvântarea pe care au văzut-o ei nu au fost lucrurile din acestea materiale, din astea care ne, ne bucură trupul și privirea și alte lucruri, și bucuria lor cea mai mare, binecuvântarea lor cea mai mare a fost faptul că l-au văzut pe Domnul. Frașiților, mergem la casa Domnului cu dorința aceasta să ne întâlnim și să-L vedem pe Domnul? Știu, în multe adunări se pune accentul pe alte lucruri și Domnul este lăsat undeva la ușă sau undeva în afara ușii. Haideți atunci când mergem la adunare să ne dorim această binecuvântare să o simțim din plin. Să-L simțim pe Domnul prezent, să-L simțim că El este în mijlocul nostru, să-L simțim că El este Cel care ne vorbește, ne întărește, ne mustră, ne zidește. Și asta este cea mai mare binecuvântare atunci când venim la casa Domnului. Apoi, a doua lecție practică care o vedem de la Toma în, din pasajul și din întâmplarea pe care o avem în acest loc din Ioan, este vegheați Vegheați, vegheați, pentru că satana este atât de viclean și prin împrejurări și prin lucrurile care se întâmplă, parcă șterge din minte toate promisiunile lui Dumnezeu. Știți, mă gândesc atât la Toma cât și la ucenici. Nu le-a spus Dumnezeu de atâtea ori faptul că el trebuie să sufere, el trebuie să moară, el merge către Ierusalim, el va fi... Ba jocorit, el va fi chinuit, va muri și a treia zi va învia. De atâtea ori le-a spus toate lucrurile acestea, atât ucenicii cât și Toma, când i s-a spus că Domnul a înviat și că cineva l-a și văzut, spune că nu i-au crezut pe ceilalți. Mai mult decât atâta, despre restul ucenicilor în momentul în care vin femeile și spun că l-au văzut pe Domnul, vine ucenicul care l-a văzut pe Domnul și spune că l-a văzut pe Domnul înviat, spune că ucenicilor li se păreau basme. În loc să-și aducă aminte de lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus și Domnul Iisus Hristos le-a spus când era în viață, parcă le-a șters din minte satana toate lucrurile. De ce? Pentru că nu au vegheat. Și acum, venind la noi, mă gândesc, de exemplu, la textul din Ioan, capitolul 16, cu versetul 33, în care spune În lume veți avea necazuri. Și vine necazurile. Pentru că așa a spus Domnul. Dacă suntem copiii lui, în lume veți avea necazuri. Și în tot în versetul ăsta spune că voi să aveți pace în mine în momentul respectiv. Și vine cazul în viața mea, vă dau exemplu din viața mea, nu din viața altuia. Și în loc să mă bucur, în loc să am pace, în loc să văd că se împlinește cuvântul Domnului și să rămân în veghiere, începem atunci cu rugăciunile și cu vailetele. Doamne, dar de ce? Dar de ce tocmai mie? Dacă durează? Dar ce necaz mare? da unul mai mic? Doamne, peste puterile mele! Și parcă uităm toate promisiunile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că la fel ca și Toma și ca și ucenicii nu veghem. Sau, alt text, Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Ce facem, frate și soră, când vine îngrijorarea în viața noastră. Și vine și în zilele acestea tot felul de îngrijorări. Ce facem în momentul respectiv? Suntem noi aceia care ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu stând în veghere? Sau vine cel rău în mintea noastră și parcă șterge toate promisiunile lui Dumnezeu? Și în loc să ne încredem în El, în loc să venim înaintea Lui cu orice lucru, cu rugăciuni, cu cereri și cu mulțumiri. Parcă mulțumirea dispare din, din vocabularul nostru când vine încercarea. Parcă mai este numai cererea, parcă este nici pocăința nu mai găsim. Doar, Doamne, dă -ne, Doamne, scapă-ne, te rugăm, Doamne, oi ce s-a întâmplat. De aceea, a doua lecție pe care o învățăm de la Toma este să veghem. Să veghem, să veghem, să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când vedem că se întâmplă lucrurile acestea, în loc să disperăm, în loc să ne spunem că, a, păi astea bazma, a, eu nu voi crede, până nu văd că scap, nu cred de treburile acestea. Noi ne putem baza pe promisiunile lui Dumnezeu. Al treilea lucru, a treia lecție practică pe care o învățăm în dimineața asta de la Toma este faptul că pentru a ne întări în credință, pentru a rămâne veghetorii, trebuie să ne exprimăm dragostea față de Dumnezeu cu voce tare. Versetul 28 pe care l-am citit după ce Toma pune mâna în coasta și în semnul cuielor, el exclamă cu voce tare, Domnul meu și Dumnezeul meu. Frați și surori, pentru a rămâne veghetori, trebuie să-i spunem celor din jurul nostru, trebuie să audă și satana faptul acesta că Domnul este Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. Haideți să-i spunem Domnului cu voce tare, Doamne, te iubim, Doamne, ești Dumnezeul nostru, ești Domnul nostru, te respectăm pentru lucrul acesta. Știți? Toată lumea spune despre Toma, Toma necredinciosul. Dar dacă ne uităm în versetul 20 din capitolul 20, spune că după ce le-a zis aceste vorbe, când s-a arătat prima oară Domnul Iisus Hristos, le-a arătat mâinile și coasta sa. Fiți atenți ce au făcut ucenicii. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Și atât. N-a exprimat nimeni nimic. Doar așa, o bucurie pe fețele lor. Ei, Toma, în momentul în care îl vede pe Dumnezeu, conștientizează că el este Domnul Iisus Hristos, este cel care exprimă cu tare Domnul meu și Dumnezeul meu. Și cred că a avut un efect benefic în viața lui pentru alungarea necredinței. Cred că și în viața noastră, frați și surori, dacă venim înaintea Domnului, când avem ocazia în zi și îl mărturisim în fața oamenilor noastre, oamenilor seminilor noștri, vecinilor noștri, oamenilor cu care ne întâlnim mai puțin cei drept în perioada aceasta, Dumnezeu este Domnul și Mântuitorul meu. Să spunem cu voce tare, Domnul este Domnul meu, Mântuitorul meu, Domnul este Dumnezeul meu. Cred că ne întărim în credință din punctul ăsta de vedere. Așadar, de la Toma în ziua aceasta, am învățat trei lecții practice. În primul rând, haideți la casa Domnului. Haideți să fim la părtășie cu frații. Nu cumva să lipsim de la lucrurile acestea. Doi, să veghem, să veghem și iară să veghem. La ce? La cuvântul Domnului să rămână noi. Pentru că nu cumva satana prin diferite împrejurări să șteargă din mintea noastră promisiunile și cuvântul pe care ne bazăm noi. Iar a treia lecție practică care am învățat-o de la Toma, dragostea față de Dumnezeu trebuie exprimată cu voce tare. Domnul să ne ajute frați și surori la lucrul acesta. Să rămânem credincioși până când El va veni. Să rămânem aproape de El pentru ca El să poată să-și reverse din plin bine cuvântările în viața noastră. Și Domnul fie binecuvântat pentru toate lucrurile, amin.